Cum dobândim liniștea sufletească? Mai putem să mai dobândim liniștea sufletească? Păi asta e. Să împlinim, să urmăm pe Hristos. Și v-aș întreba, nu răspundeți, răspundeți pătăcute. Îngerul păzitor i-a dat de Dumnezeu și cuvântul păzitor i-a dat Dumnezeu. Păzește sufletul ăsta până la moarte. Îngerul păzitor, că spune așa într-un loc, e cu nepunții să nu mori dacă l-ai vedea nădăvrata lui lumină. Păi gratis. Nu există să e în luptă cu diavolul pentru sfârșitul tău. Și Biblia aceea de partea care ești. Ai făcut fapta rea, Biblia e dracu cu gerul tău. Păi. Suntem asortați, nu suntem părăsiți. Îngerul păzitor e de o mare frumusețe. Dacă e cu nepoziția numărul văzând un înger în frumusețea lui, nu poate fi la omenească cu dimensiunile intelectuale sau altă natură care le are. Dar despre dracu se zice tot așa. E poziția numărul, dar vedea de avatare de uriciune. Că se spune că o tânără, Ecaterina o cheamă, o viață mare, a văzut un drac, nu în adevărata lui uriciune, și a preferat să meargă toată viața cu picioarele goale pe jar decât să mai vadă un drac. Lumea o ia în glumă, sunt exagerări, dragii mei. Să pun o întrebare, dar dacă e adevărat tot? Nu există Dumnezeu, dar dacă există? Ce pierzi? Dacă există o prăpastie enormă și o punte singură care să treci de prăpastia aia și zice unul că nu e nimic dacă e acoperit cu frunze prăpastie. Numai cărarea să vede. Și zic unii, uite o cărare de salvare. Alții nu e adevărat. E fals. Ce faci? Deci tu trebuie să treci. Dar dacă e adevărat? De ce să risc? Nu merge să risci cu viața ta. Risci cu punga, risci cu alte făgăduințe. Cu nume prost, cu nume bun, dar dacă o viața ta intimă nu-i voie să fii fals. Asta e cuvântul duhovnic, știți?